Înainte de ședința de antrenament de duminică, antrenorul Astrei Giurgiu, Marius Șumudică, și-a exprimat dorința pentru un nou trofeu. Acesta a anunțat că primul obiectiv al echipei de performanță pentru sezonul viitor este câștigarea Supercupei României, în care Astra va întâlni CFR Cluj chiar în orașul formației ardelene. Este un trofeu pus în joc, un meci oficial care ne prinde bine înainte de participarea în preliminariile Champions League. Vă rog să adăugăm încă un trofeu în palmares, să arătăm că noi suntem campioni, a declarat Marius Șumudică. Comitetul de urgență al Federației Române de Fotbal a decis ca Supercupa României dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj să se joace la Cluj pe stadionul Universității pe 16 iulie, cu începere de la ora 21:45.